Premierul Natalia Gavriliță se arată optimist în privința procesului de integrare europeană a Republicii Moldova după ce țara noastră a primit la doar o lună de la depunerea cererii de aderare chestionarul din partea Comisiei Europene. Șefa Cabinetului de Miniștri susține că există o șansă istorică în ceea ce privește emiterea de către instituțiile UE a unei decizii pozitive privind parcursul european al Republicii Moldova. Am primit acest chestionar în timp foarte scurt, la o lună după depunerea cererii de aderare. Am văzut vineri, a primit chestionarul și Ucraina. Astăzi, la Luxemburg, acest chestionar a fost înmânat domnului vicepremier Nicu Popescu. Credem că există o șansă istorică ca să fie o decizie potrivită, a declarat premierul Natalia Gavriliță la un post privat de televiziune. Aceasta mai susține că o eventuală decizie de acordare a statutului de țară candidat ar ajuta Republica Moldova în condițiile în care este una dintre țările cele mai afectate de războiul din Ucraina. Am vorbit despre asta cu toți partenerii noștri, că în aceste vremuri dificile oamenii să aibă o lumină la capătul tunelului, să aibă această speranță. Știm că este o situație de securitate economică dificilă. Știm că e războiul din Ucraina, ne afectează și pe noi, că vecinul imediat, care nu se bucură de umbrele de securitate, oamenii trebuie să știe că oricum noi suntem bineveniți în familia țărilor UE și cred că această deschidere există și de asta ne-am grăbit cu această cerere la UE, a mai adăugat premierul. Șefa executivului susține că oferirea statutului de țară candidat ar reprezenta acordarea unei perspective de aderare, însă s-a arătat sceptică privind termenul în care Republica Moldova ar deveni stat membru al UE. Totul depinde de cât de bine ne vom face temele, nu știm dacă este real pe durata unui mandat, dar vedem că ceea ce părea imposibil câteva luni în urmă, acum merge pe o cale accelerată. Pot să spun că guvernul pe care îl conduc, guvernarea din care fac parte, vom face tot posibilul ca să accelerăm acest proces și să îl orientăm spre beneficiul cetățenilor noștri, a mai declarat Gavriliță la același post de televiziune.